vă năvăliți cu toți. Mi-a fost și mie drag. Am primit niște floricele, o uscat în asol. Cam ajuns cu bine. Deci, unul pe uscat, altul pe mare. Am călătorit extraordinar de bine. Absolut totul e safe aici. Ne-au primit cu muzică, ne-au primit cu voie bună, ne-au luat, sunt foarte primitori, cred că sunt undeva asemănător cu românii noștri, dar cu mult timp în urmă. Aici e ceva de vis, dacă stai să te gândești, ați băgat-o în pilaf, rea și alte cadre. Da. Muncim, nu da. Ca alții care se plimbă pe la hotel. La hotel, da, să uităm cu centrali, așa. Hello, my friend. Hello, Romania. How are you? Opa! Hipotripul e de vis. E de vis. Ne-a licoit Maxim. Hei, hei, hei! Ce-și doresc românii? O plajă bună, un recif de corali super frumos, camere care ies direct din piscină, nimic din ceea ce și-ar dori un român într-o destinație exotică să aibă, nu cred că lipsește de la acest hotel. O băgăți o română în chila. E foarte cald, dar mai avem un hotel de vizitat, abia așteptăm să ne mântăm de... Baie, de mare, de soare, de plajă, bla bla bla. Și evident, shopping. Welcome to Soho. Oh, ce frumos! A venit presa sau nu? Nu se poate așa ceva, avem niște colegi extraordinari. Argint viu! Aș vrea să fiu cât se poate de serioasă, să transmit ceva foarte clar, dar la ora asta și cu colegii mă intimidează. Suntem în centrul comercial, zona luxoasă a Sharm El Sheikh-ului și încercăm să descoperim. Bine, bine! Super! Hello, România! Asta, aici eu sauzim. For dancing, for party. Asta, turnatie, ia uite-l. E frumos. Barsa, barsa! Aici și cu Zoltan am fost să pozăm răsăritul. Da.
Ce să zic, mămică, că sunt caz de tarc. Părerea mea. Știi clar de vodcă mai aveți? Bună, pe dimineața! Ce faci? La 12 metri se scufundă cu camera GoPro din rotare care funcționa. Opa! Ia uite-l pe Nathan! Sărată? Păi dar de ce, cine te-a pus să bei? Nu, dar rece, dragul caldă? Caldă? Bravo! Am sărat ochi, puse, nas. Am avut foarte mulți pești care sunt și aici sub vapor. Pești pe care îi vedem în acvariile marine de la noi. Eu aveam o mână pe care nu puteam folosi, la not. Și a trebuit să mă descurc, de-aia răsuflu acum puțin mai greu. Dar a merit tot efortul. Oricum, imaginea sunt spectaculoase. قدم الشهر فكر ضرب نار اسمك جديد تحضر فينا جيت فوز ما منك استفيد ومدينة وهم بدع اديك انا الجيش تنجح صب صب صباح صباح وصباح وصبح من هنا روح ياللي تنحن والعالمين عالمحترفين التركي وميد وهلمنا وده المحدث صريح ووضح وجرح وتسيح ياللي تعاملنا خمس صحاب طول التماسيح هاتلا التصريح لو عاد زامنا اغل وزغل وشارع وغل قدوي حمل وسأل عنا بس من رمل نوسع الكعب نحيل خسر غرام زرنا ومدينة وهم بدع أديك تاخد ما تجيش ترجع وباختصار ومن غير هزار لو تخبب انت مسيحة دولة والكربة جابت ناس وعبود يلا غزة عليح شوف لك سكاد احمك ويكمدع وسيت يسمع برا وقوة الحكة رسمت لغة عظماء والرجول مطل الشحيح الكومان ده مؤمن شحيمر والأقوى دي وإن التحدي اسمي صحبة دايما والسماع ده لكل الدنيا الشقاوة عصب شقاوة والضربة منه صحبي مؤذية يا دنيا كنت خافي ما تفكريش علينا تتعافي باسم الصافي يا ابو قلبي صافي الجنت العم الصافي ولا فرد ولا معروضة هنا سحابة وأول محطوطة تحمل حساب المعدي هنه الفخ المؤمن بسبوتة أدرينالينا شي جروب două lucruri foarte importante. Astea ne unesc și ne fac să ne simțim bine. Și se jură să devină un succes. Mie mi-a plăcut foarte tare. A fost o experiență super pe care aș repeta oricând. Am avut un șofer și un pilot și un... Mi s-au pierdut vorbele cu... Experiența plăcută, mi-a plăcut. Te nu mai șanț. Uite și... Da, da. E lumea are. Căldură, peisaj, avem nevoie de tradiție, combinația perfectă. Ei îmi plac mai mult șanțurile, nu știu de ce a zis că o să facă niște șanțuri în pat. Foarte frumos. A fost, este încă ziua mea, a fost o surpriză plăcută. Un traseu excelent, alături de noi oameni profesioniști. Și mulțumim Cocktail Holidays. Pentru asta am meritat, deci ATV-uri pentru Dune, pentru aici nu a fost Dune. Aici a fost un accidentat, dar a fost excepțional. Prima mea experiență, am avut privilegiu să stau în față, așa că n-am luat
foarte bună, dar ne trăgește praful de altură. A fost o experiență frumoasă, ne-am distrat. Plimbarea cu ATV-ul foarte frumoasă. O experiență minunată, plină de praf și adrenalină. Ochelarii mei nu murdari, ci foarte murdari, arată viteza cu care am condus ATV-ul în această călătorie. Absolut minunată! Plimbarea cu ATV-ul m-a făcut să zbor efectiv și asta a fost clar. Aștept următoarea dată ceva mai hardcore. Experiență minunată, un cocktail de trăit, senzație. Nu m-am mai rugat niciodată pe un ATV în deșert. Așa cum este și info-ul nostru, tot pe E challenging să faci fotografii pe jeep-ul ăla care merge ca nebunul pe din câmpurile astea, că nu se pot numi drumuri. Da, a fost fantastic. Prima dată cu ATV-ul, prima dată în deșert, deci experiența a fost super bună. A fost foarte frumos. Mai puțin dâmburile, pentru noi băieții. Nu e o senzație ideală. Vreau să vă spun că totul a fost nemaipomenit de frumos în acest peisaj deosebit. Și mi-am luat și brățară care se poartă noroc. Bună dimineața! Pregătim să plecăm la Rixos. Înainte de asta facem o vizită la spital pentru a ne asigura că suntem în condiții bune pentru ultimele 3 zile de infotrip. Suntem și odihniți, ceea ce ne pune un semn de întrebare. Mergem la etapa a doua, al hotel, Rixos. Cel mai mult mi-a plăcut marea, plaja, apa, cel mai mult apa, turcoaz. M-am simțit super pentru că toată lumea a fost foarte serviabilă cu noi. Ce mi-a plăcut foarte mult aici este întreg resort, este foarte mare, este cel mai mare resort pe care l-am văzut până acum. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea lor, sunt serviabili, sunt drăguți, chiar încearcă să-ți ghicească gândurile. And we have the Andalusian or the Moroccan side. If you go to Morocco, Algeria, Tunisia, Spain, you will see that mosques look like this one. The mosque will be with one dome and it takes white color.
nimic. Hai mă, micule, mă. Că a întrebat beduinul de tine. Porque está de vuelta, vaya conmigo.